Am regăsit la Secretele Puterii. Invitatul din această seară este fostul premier Ion Sturza. Domnule Sturza, bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, nu ne-am văzut de foarte mult timp, de aproape 2 ani de când începuse pandemia. Multe lucruri s-au întâmplat de atunci, multe lucruri s-au schimbat în Republica Moldova și nu doar în Republica Moldova, și în regiune. Unele, din păcate, nu în bine, și vreau să începem această emisiune discutând anume despre ce se întâmplă la noi în regiune, despre evenimentele triste din Ucraina, și vreau să începem prin a comenta, cred că ultima dumneavoastră postare de pe Facebook. Aseară Putin a declarat război Republicii Moldova alături de o listă lungă de țări pe care le-ați înșurit dumneavoastră, de la Polonia până la Tajikistan. Domnule Sturza, ce ne putem aștepta? La ce ne putem noi aștepta mai departe de la Putin, de la Federația Rusă, mai ales că vedem că de la oră la oră lucrurile se precipită în estul Ucrainei, militarii deja deschis intră în cele două regiuni separatiste. Se va opri Putin aici sau are... La câteva sute de kilometri de Chișinău se desfășoară o tragedie de o anvergură extraordinară, care a captat atenția întregii lumi. Adevărul că cei care geografic sunt un pic mai departe decât noi nu fac mare diferență între Republica Moldova, Ucraina, ne consideră într-același bazin geografic. Eu țin minte când s-a început războiul în Georgia, pe mine mă telefonau investitorii din Statele Unite ale Americii și spuneau: nu, gata, noi nu mai facem investiții la voi în Moldova sau în România. Zic, băi, sunt mii de kilometri. Deci, într-o formă sau alta, ne afectează. Acum, cred că cea mai mare enigmă e ce-i în capul lui Putin, ce va face el în continuare. Eu am, ca și cred că și noastră și foarte mulți din telespectatori, oră de oră am urmărit ce se întâmplă în ultimele săptămâni, inclusiv life-ul lui Putin, și am rămas absolut șocat. Nu vreau să intru în detaliile sau să fac un comentarii la aberațiile lui politice sau cele legate de istoria Imperiului. Ceea ce m-a șocat pe mine și m-a făcut să cred că noi suntem într-un pericol iminent, atunci când el a început să discute sau a pus în discuție așa numita pace rea sau Pahab Mimir, care a fost onorizată câteva zile înainte de unul dintre locotenenții săi ideologici și de fapt autorul invaziei în Ucraina. Și când el a încercat să justifice acțiunile sale în Ucraina cu necesitatea de reveni la dreptul istoric a Federației Ruse la pământurile imperiale. Și cu text deschis a spus că ei au tot dreptul ca să-și revendice și să... A pus, de fapt, la îndoială tot dreptul internațional, toate tratatele la care îi face parte și Federația Rusă. Și atunci a fost absolut clar că el și-a găsit un scuză ideologică, istorică, inventată, pentru a încerca de a pune la îndoială nu numai hotarele țărilor din zona noastră, dar și dreptul de a interveni inclusiv militar. Eu am enumerat țările, astăzi Departamentul de Stat a Statelor Unite ale Americii a venit cu un comentariu exact în același registru și mai adăugat încă și Turcia în lista aceasta, că aparent există și niște teritorii care le-a avut Imperiul Rus în actualul areal geografic al Turciei. Deci este foarte greu de înțeles ce e în capul lui Putin. Cum va acționa el în continuare? Pentru că
din toate sursele care sunt și oficiale și neoficiale, se vede că, de fapt, el acționează practic de unul singur și sunt foarte puține șanse că el se va opri acolo unde s-a oprit. Asta este mare întrebare acum, pentru că acele republici separatiste, Lugansk și Donetsk, nu cuprind toate regiunile, toată regiunea, Lugansk și Donetsk. Da, cam 30%. Da, cam 30%, două treimi sunt controlate în continuare de autoritățile ucrainene. Din discursul lui Putin puteam clar întrevedea că el revendică practic întregile regiuni. Dacă trece acea delimitare care este inclusiv în acordurile de la Minsk trasată foarte clar, atunci putem clar să spunem că este război, pentru că ucrainenii cu siguranță atunci vor fi nevoiți să riposteze. Război cu siguranță și nu se vor opri doar în Ucraina. Sau vor încerca să unească cel puțin regiunile de sud. Acea Novorosia, care Surcova de Senato, și nu este doar imaginară, ceea ce înseamnă regiunile Harkov, Lugansk, până la Odessa. Până la Odessa și e un pas până în Transnistria și o hotară cu Republica Moldova. Deci, din punctul ăsta de vedere, avem toate motivele să ne îngrijorăm. Avem motive să ne îngrijorăm dacă suntem cetățeni responsabili al lumii, civilizate. Pentru că, știți, lumea era relaxată într-o formă sau alta. După ce, cât de paradoxal nu sună, după ce Statele Unite, în mod special, și Uniunea Sovietică și-au creat arsenalele nucleare, pacea a devenit practic iminentă. Pentru că era absolut clar că orice conflict duce la distrugerea reciprocă și distrugerea întregii planete. Dar acest lucru este valabil atunci când ai un partener rațional. Ei, lumea a ajuns la concluzia că Putin nu este rațional. Când ai un partener rațional, te mai războiește, rățuiește, așa se întâmpla în timpul războiului rece. Eu am fost martor acestui război rece. Da, se făceau tot felul de meeting-uri, de pace, demonstrații, declarații și așa mai departe. În spate, în schimb, era un lucru diplomatic foarte fin care a menținut și a construit acest sistem de pace. Acum suntem într-un nou război rece, unde pe partea cealaltă a baricadei avem un om nerațional. Și după cum ați văzut, el controlează practic toată elita care a scos-o la tabla, a umilit-o, ca să demonstreze că și ei sunt cu el, dar de fapt i-a făcut complici. Ce va fi mai departe? Nimeni nu poate să-și dea seama. Da, a fost tragicomice acele imagini când erau toți chemați pe rând, tot establishmentul de la Moscova și erau practic obligați să spună ceea ce vrea Putin, săracii chiar se încurcau deja în cuvinte. A fost un tablou, credeți că și regizat, prin care Putin a încercat să transmită lumii, uitați cât de puternic sunt, cum toți tremură în fața mea și vor face tot ce le voi spune eu? Nu, el cred că a încercat în primul rând să dovedească că e o decizie colectivă, dar în același timp să le tai orice poftă de a avea o opinie. Chiar și în acea transmisiune în direct, care de fapt era o chestiune compilată, s-au scurs multe lucruri care dădeau dovadă că cei care erau prezenți acolo erau și ei șocați. De exemplu, Cozac, care îl cunoaștem noi, dar care l-a numit Putin Cazac. Deci, incredibil. Toată lumea îl știe de Cozac și cred că e un Cazac, spune și tu. Și acela a vrut să spună ceva gen că, băi, avem implicări foarte serioase, diplomatici și de alt gen, cu recunoașterea asta sau multe alte lucruri. Deci, e o situație care este surrealistă, este de costuriță. Ce poate, domnule Sturza, astăzi să facă Europa? Să facă Occidentul pentru a stăvili aceste pofte expansioniste ale Kremlinului? Pentru că noi am văzut niște
declarații, niște intenții de sancțiuni pentru niște bănci nu foarte importante, pentru 351 de persoane fizice, între care și deputații din Dumă care au votat. Am văzut că nemții au spus că gata, nu certificăm Nord Stream. Este asta suficient? Pentru că pare prea puțin. Știți, un lucru care cred că nu și l-a dorit Putin, dar s-a întâmplat o consolidare foarte puternică a Occidentului, sub egida Statelor Unite ale Americii. Apropo, eu mă gândeam astăzi ce se va întâmpla dacă era Trump la putere, care a spus că Putin e genial cu ceea ce a făcut. Da? O consolidare. O altă abordare, una transparentă, în direct la televizor. Și mi-a se părea șocantă toate declarațiile astea, că se începe 16-20, dar de fapt s-a încercat de a implica și opinia publică în această presiune față de Federația Rusă. Indiferent de slăbiciunile instituționale a Europei, și Europa s-a consolidat într-o formă sau alta, evident că unii politicieni, mai ales cei care se află în campanie electorală ca Macron, a încercat să folosească situația asta pentru a atrage niște dividende politice și a fost umilit. Evident că Germania are altă viziune asupra relațiilor cu Federația Rusă, în mod special datorită presiunii lobby-ului industriașilor și sechelilor istorice. Confruntarea cu Rusia întotdeauna s-a terminat foarte prost pentru Germania. Dar totuși Occidentul a arătat Și chiar și acea Ungarie, mă scuzați că vă întrerup, astăzi a spus clar, noi suntem alături de UE, susținem în totalitate ce decide Bruxelles. Da, unicul lider, să spunem așa, european, care mai mult decât straniu a fost Vucic, președintele Serbiei, dar el e în campanie electorală peste vreo câteva săptămâni. Și el intuiește că marea majoritate a sârbilor sunt într-o formă sau alta de partea rușilor. Deci este o unitate. Acum sancțiunile. Sancțiunile de orice gen nu distrug Federația Rusă sau economia sau societatea Federației Rusă. Chiar mult mai dure. Rușii au o reziliență extraordinară. Totuși 90% din populația Federației Rusie nu are nivelul de trai sau aspirație să aibă un cont sau să plece peste hotare. Da? Ei n-au ieșit din satul lor, majoritatea, sau din micul oraș. Sunt indoctrinați foarte puternic. Deci reziliența societății este încă destul de mare. Dar faptul că Occidentul și în jurul Occidentului, inclusiv și lumea a treia, s-a consolidat, este un lucru, cred că, extrem de neplăcut pentru Putin. Și vă dau un exemplu. Asta este o lecție de politică. I-a dat Federației Ruse reprezentantul Kenii în Consiliul de Securitate, care a spus, și noi am fost colonii, și noi avem granițe, granițe făcute artificial după decolonizare, cum au tras puterile coloniale. Dar nici prin cap nu ne-a dat să începem război fraticid ca să ne schimbăm granițele. În schimb, invers, noi ne consolidăm și creăm uniuni în cadrul Africii. Deci un lucru care m-a impresionat. Da, iată, se discută foarte mult despre această tactică a sancțiunilor graduale. Au intrat în Donbass, nu le dăm vize, nu îi lăsăm să cumpere de la Milano. Trece de teritoriul de delimitare, mai adăugăm ceva, ajung la Kiev, sancțiuni mai dure. Nu este aceasta o tactică greșită? N-ar trebui cele mai dure sancțiuni să fie impuse acum? Mai ales că am văzut vicepreședinta Comisiei Europene, Vera Iurova, a spus, domnule, e o greșeală 351 de deputați. Primul, numărul 1 în lista sancțiunilor trebuie să fie Vladimir Putin, că altfel ne jucăm. Știți, trebuie să fim absolut conștienți. Nimeni din Europa și din NATO nu va interveni militar în Ucraina. Nu va lupta pentru Ucraina. Știți, noi acum un lucru important. Nici nu trebuie să o victimizăm prea tare pe Ucraina, dar nici să nu
luăm în considerație că, de fapt, ea este în mijlocul unei bătălii geopolitice între Rusia și Occident, unde ea este doar un instrument, o platformă de intervenție brutală, militară, dar până la urmă Federația Rusă nu-i scopul în sine să ocupe Ucraina. Scopul ei să-și atribuie un anumit loc în lume, așa cum o vede Putin, inclusiv prin această escaladare a cerințelor, pentru că la început se dorea doar ca să nu vină NATO în Ucraina, pe urmă să nu vină armament, pe urmă retrageți-vă din România și Polonia și așa mai departe. Deci pretexte, pretexte, pretexte. Deci Ucraina este de fapt o victimă mai degrabă a noi strategii de politică externă a Federației Ruse și fiind și ei mai bătăuși, n-au putut să fie pasibili sau pasivi când și unii și alții au spus, ok, hai să cedăm interesele Ucrainei și să ne înțelegem fără ea la masa tratativelor. Iarăși, revin la un singur lucru, orice analiză se poate de făcut, dar ea va avea slăbiciune această analiză dacă nu luăm în considerație psihotipul lui Putin și în ce stare el este acum, în ce stare sau în ce faza evoluției lui ca om. Și cred că este într-o fază care este total deconectată de realitățile vieții, de Federația Rusă. Eu comunic în continuare cu mulți cunoscuți prieteni din Federația Rusă. Nu aș spune că ei, chiar dacă sunt afectați de economic vorbind și nu mai au posibilitatea să călătorească mai departe, sunt atât de revoltați de ceea ce se întâmplă și totuși văd cum degradează afacerile lor, interesele familiilor, viitorul lor. Deci, dar încă e foarte departe ca să creeze o masă critică, cred eu, în Federația Rusă, care a spus, stai, da, Putin ce vrea de la noi? Da, această masă critică, pentru că dacă ne amintim după ce au anexat Crimeea în 2014, încrederea în Putin a explodat o perioadă scurtă. Ulterior, când sancțiunile s-au simțit în buzunarul fiecărui rus, încrederea în Putin a ajuns pe la 30%, la limite istorice de jos. Rusia a reușit ușor, ușor să-și revină, a avut acel campionat mondial de fotbal prin care practic a fost din nou recunoscută la nivel internațional, au crescut prețurile petrolului, gazelor și a revenit din punct de vedere economic. Acum se discută de sancțiuni foarte dure, cum ar fi scoaterea din SWIFT, cum ar fi sancțiuni pentru cele mai mari entități economice din Federația Rusă. Occidentul va recurge la astfel de măsuri care va afecta un pic și economia europeană și cea americană, trebuie să recunoaștem, sau doar sunt niște sperietori? Puțin probabil. Și vă dau un exemplu. Astăzi un președinte a unei comisii din Bundestagul german a criticat destul de duri decizia guvernului de a opri temporar certificarea Nord Stream 2. Argumentele lui au spus că a fost de ordin și politic, dar și economic. Că asta contravine intereselor industriei germane și că Germania are nevoie de gaz rusesc la prețuri optime și că, de fapt, în locul Rusiei, acum, în modul cel mai fățarnic vin furnizorii din Statele Unite ale Americii și că noi nu trebuie să uităm de memoria noastră istorică, că orice confruntare cu rușii s-a terminat foarte prost pentru poporul german. Adică acolo există o rusofilie la toate nivelurile și Germania nu este de des considerată în acest hor comun. Adică mi-e greu să închipui că industriașii germani se vor deconecta de la gazul rusesc. Sau că Nord Stream-ul e construit 50-50. 50 sunt companiile germane și 50 este Gazprom-ul. Vorbim de o investiție de 10 miliarde.
pragmatismul unor guverne poate să ia știu, înaintarea în aceste condiții. Revenim un pic la Nord Stream 2. Chiar acum am deschis site-urile, bursele europene care arată prețul gazelor. În februarie am avut chiar și $760, dar media a fost undeva la 800. Astăzi, pentru prima dată de la sfârșitul lunii ianuarie, am sărit de $1000, este 1020 în acest moment. Această creștere vine după anunțul Germaniei, în special, că nu va certifica Nord Stream 2, dar și acea amenințare a lui Medvedev, care a spus că așteptați-vă din nou la 2000 de euro, 1000 de metri cubi. Totuși, domnule Sturza, parcă vine căldura, parcă gazoducte sunt suficiente și fără Nord Stream 2 gazul ajunge în Europa. Putem din nou să asistăm la ceea ce amenință Medvedev la $2000? Știți, piața spot este foarte des decuplată de la volumele fizice. Ea, în mare măsură, nu este, sau mărimea ei este de zeci de ori mai mare decât volumele fizice. Deci sunt speculanții care investesc în așteptări că prețul va fi așa sau așa, unii pariază pe creștere. Asta este partea hidoasă, spunem așa, pieței libere. Gaz este arhisuficient în Europa la momentul actual. Balanța energetică s-a schimbat dramatic pentru că în ultimele săptămâni, luni, a bătut foarte puternic vântul, dar să nu uităm că unele țări au 30-40% în balanța energetică. Energia eoliană. Energia verde. Verde, da. Statele Unite sau furnizorii din Statele Unite, furnizorii din Middle East sau Qatar au redirecționat o mare cantitate de gaz în piața europeană. Chiar și Australia a început recent. Da, pentru că prețurile sunt foarte bune. Adică nu este o problemă, și asta au spus-o și autoritățile europene acum, cu volumele de gaz. Este o reacție a celor care vând hârtiile legate de gaz ca reacție a evenimentelor politice. Cred că și aici ar trebui de intervenit într-o formă sau alta, de nu lăsat ca chiar această speculație să fie la infinit. Eu nu cred că Federația Rusă va încerca să limiteze volumele de gaz. Mai mult ca atât, dacă ați observat, practic de la începutul anului sau chiar din sfârșitul anului trecut, Europa nu mai cumpărat gaze adiționale. Invers, a reversat și gazele din Europa au venit spre regiunea noastră, spre Ucraina, spre Polonia. Deci țevile care mergeau cu gazul din Rusia au mers, de fapt, în revers în zona asta. Deci au fost volume arhisuficiente de gaz. Aici nu este un bluf a Uniunii Europene când spune că sunt alternative. Chiar dacă în structura clasică, Germania sau Europa, Germania în mod special, are 40% de gaz din Federația Rusă. Evident că nu poate să existe în perioadele de vârf de consum, și asta mă refer la perioada de iarnă, să Europa să existe fără de gazele rusești. Știți, chiar și în timpul cele mai dramatice momente ale războiului rece, contractele energetice, furnizarea petrolului și gazului din Uniunea Sovietică mergeau. Era o zonă care era, să spunem așa, tabu și care se respecta, pentru că nici Federația Rusă nu are niciun interes să oprească. Dați seama că veniturile Gazpromului s-au dublat datorită prețurilor. Veniturile de la petrol s-au triplat. Deci Federația Rusă astăzi are un exces de venituri valutare care îi permite să cheltuie trilioane de rubli pentru proiecte de orice gen. Alta e că ei pot să aibă trilioanele astea, dar să nu aibă ce cumpăra, ceea ce poate să se întâmple.
Noi în 2014 am asistat la o scădere dramatică a prețului petrolului. Era peste 100 de dolari la începerea conflictului din Ucraina. În câteva luni s-a coborât până la 25. Și în condițiile în care peste 40% din exporturile Federației Rusiei reprezintă petrolul și aproape 20, în jur de 20% gazele, a fost o lovitură puternică atunci. Atunci s-a resimțit. Dar atunci Statele Unite au reușit cumva împreună cu cei din OPEC să ajungă la o înțelegere și să fie majorată foarte mult producția. Astăzi se pare că Rusia este mai aproape de OPEC. Au creat acest OPEC Plus. Petrolul, mă uit, oscilează 90-95 de dolari în ultimele două săptămâni. Nu există semnale că va coborî prețul și asta ne arde și pe noi. Și gazul și petrolul, noi mai ales fiind cei mai săraci din Europa, resimțim foarte puternic aceste prețuri. Putem să ne așteptăm la o repetare a anului 2014-2015, atunci când petrolul a căzut puternic, tocmai pentru a sancționa indirect Rusia? Putem și sunt semnale în acest sens. Noi suntem toți preocupați cu agenda ucraineană, dar între timp alt dosar foarte important este în desfășurare, sunt negocierile cu Iranul, de revenirea la tratatul de neproliferare a armelor nucleare, sau care este, după câte am înțeles eu din câteva relatări care au ajuns în presă, că este la câteva săptămâni distanță de a fi semnat. Asta ar însemna milioane de barili adiționali. Bineînțeles că cel mai puternic suport a pieței ar fi putut să o dea țările arabe, dar este un lobby foarte puternic în petrol, care eu îl urmăresc profesional de foarte mulți ani și care astăzi vehiculează prețul de 150 de dolari. Și își îl doresc, pentru că industria petrolului și gazului, încă un an în urmă, era moarte clinică. Prețurile foarte joase plus agenda verde au dus la o diminuare dramatică a investițiilor în energia convențională. Era foarte greu să găsești bani circulanți pentru industrie. Și atunci e un renesans pentru ei. Au crescut foarte mult și valoric companiile sau valoarea companiilor pe burse. Au început să plătească dividende. Și cel mai mare beneficiar este lobby-le din Statele Unite ale Americii. Acum, principalul furnizor de gaz în Europa nu e Rusia, e Statele Unite ale Americii. Și la prețuri de 1000, închipâți ce profituri acolo sunt. Exact același lucru se întâmplă și în petrolul, că Statele Unite, dintr-un outsider a producției la gaz și petrol, în ultimii 15 ani sau 10 ani, a devenit lider mondial. Și sunt în primele trei, se schimbă cu în clasament, cu Federația Rusă și cu Arabia Saudită. Deci există un lobby care în continuare consideră. De pildă, vă dau un singur exemplu. Unul dintre magnații petrolului a fost întrebat la nivelul de 100 de dolari. Este convenabil pentru producătorii gazului și petrolului de șist din Statele Unite ale Americii? Și l-a răspuns instantaneu: nu. Noi sperăm la 150. Deci agenda noastră politică este foarte departe a oamenilor, este foarte departe de agenda lobby-ului. Și iarăși a doilea cifre pot să vă le dau. Deci noi în Europa cu agenda verde am strangulat investițiile în zona asta de energie clasică. În Statele Unite au crescut de 5 ori investițiile în aceeași tehnologie de șist, care este extrem de nocivă pentru natură. Deci una sunt aparențele și declarațiile, sincer vorbind, și interesele economice, și una este ceea ce se întâmplă. Da, noi am asistat în România acum câțiva ani la niște proteste clar ghidate de Federația Rusă împotriva extracției gazelor de șist. Ne amintim cât de tare era apărată broscuța de Vaslui într-o perioadă. Exact, dar cel care, vă spun eu, magnatul din petrol, este nu nimeni altcineva decât șeful de la Vitol, care este cel mai mare trader a petrolului din Rusia. Deci el are interesul ca prețurile să se ducă în sus, că acolo sunt marjele. Da, acum,
Da, haideți cel mai bine că trecem la Republica Moldova. Haideți să luăm publicitate și ulterior trecem și la Republica Moldova și vedem cum ne afectează direct pe noi această situație din Ucraina. Am revenit și ajungem la Republica Moldova, pentru că acest conflict pe noi ne afectează multilateral. Ne afectează atât din punct de vedere energetic, prețuri foarte, foarte mari plătim la gaze, prețuri foarte mari pentru noi, pentru Republica Moldova. Că dacă ne uităm în regiune, în România, bine, acolo sunt subvențiile foarte mari oferite de stat, dar prețurile ar fi mult mai mari.
în același timp avem această incertitudine cu zona transnistreană, iată, trebuie să vină noul contract cu centrala de la Cucerugan privind achiziționarea de energie electrică și vom aborda și acest subiect un pic mai târziu. Dar, propriu zis, Republica Moldova, astăzi la ce trebuie să se aștepte? Ce trebuie noi să facem în toată această situație, în afara faptului că declarăm ce trebuie să declarăm, ne solidarizăm, condamnăm și așa mai departe? În primul rând, noi nu trebuie să avem iluzii că vom încerca să avem al nostru drum în relațiile cu Federația Rusă și că vom putea să manevrăm într-așa fel ca să ne protejăm interesele noastre economice și de securitate. Ultimele evenimente au demonstrat că asta este o iluzie. Eu înțeleg mesajul conducerii Republicii Moldova, care este unul pacifist. S-a văzut și la München, s-a văzut și în declarațiile doamnei Maia Sandu, care, ca să nu-i spunem că este un pic de spaimă sau de teamă de a nu declanșa niște procese interne legate de Transnistria sau de coloana 5 în Republica Moldova, le înțeleg și cred că este o politică echilibrată, să o spunem așa, și pe așteptările moldovenilor. Dar între noi, fie vorba, nu trebuie să avem nicio iluzie că vom căpăta preferințe sau vom putea să ne asigurăm securitatea noastră de unii singuri, manevrând în mesajele noastre pacifiste cu Federația Rusă. Avem problema energetică, în care noi nu vom avea niciun rabat, să nu avem nicio iluzie, chiar dacă am avut o tratare destul de preferențială în contractul la gaz. Avem problema Transnistriei, care este destul de periculoasă în contextul actual, și avem starea de spirit a populației Republicii Moldova, a cetățenilor, care sunt divizați, cred că cel puțin o treime, dacă nu jumate, în continuare îl simpatizează pe Putin și ceea ce face Federația Rusă. Eu am văzut-o și în reacțiile la ceea ce am spus eu în spațiu public în ultimul timp, și că de care se va încerca să se profite Federația Rusă. Este destul de, cum să spun așa, ca să nu ofensez pe cineva, stânjenitoare, aș spune așa, declarația astăzi a blocului comuniștilor și socialiștilor, aici vreau să ajung, care au încercat să dea vina pe această dramă Statele Unite ale Americii sau pe Occident, să o spunem direct, care au spus că ne pare rău că aceste două popoare, surori și așa mai departe, au fost provocate de către Occident să ajung în fața asta. Deci, și asta e o parte mare, este un curent de gândire în Republica Moldova și cred că la asta s-a referit doamna Maia Sandu când a făcut un apel la calm și să luăm în considerație că sunt oameni de diferite opinii. Deci noi avem foarte multe provocări în contextul acesta regional. Vreau să ne oprim un pic, iată, la această disonanță dintre declarațiile care vin dinspre putere și cele de la opoziție, pentru că ceea ce a declarat astăzi cu oarecare întârziere acest bloc al comuniștilor și socialiștilor, eu am mai văzut doar în retorica care vine de la Minsk. În rest, astfel de declarații eu nu am văzut nicăieri, cel puțin la nivel oficial. Asta transmite și denotă încă o dată că aici în Republica Moldova Federația Rusă poate să conteze pe anumite forțe politice care pun în primul rând interesul Moscovei și abia apoi al Republicii Moldova. Sigur, sigur. Alex, asta e punctajul primit pe fax de la Moscova. Ei au fost impuși, nici măcar Batica n-a ieșit, Lukashenko, să spună așa ceva. Ei au primit faxul de la Moscova, așa cum îl primeau dintotdeauna partidele care erau finanțate de la Moscova, au spus, băi, trebuie să ieșiți să faceți o declarație. Nimeni nu i-a rugat.
Nimeni nu l-a rugat pe bătrâncea să iasă acolo, știu, că mai bine stătea, stătea în jacuzzi cu prietenii lui. Cine l-a scos? Deci asta e clar, a venit punctajul de la Moscova, pentru că de acolo vin și banii. De acolo vin și banii, acest așa numitul bloc, bine, comuniștii sunt a cincea roată la căruță, acolo încă în continuare este un element socialist. Deci este jenant, este cot incredibil. Da, și e trist să vedem astfel de declarații la un partid politic care până ieri totuși a guvernat această țară. A guvernat pe punctajul care venea de la Moscova. Și apropo de punctaj, de bani care vin de la Moscova, de la Moscova vine și șantajul și o să-i rog pe colegi să pună pe post filmul săptămânii realizat împreună cu colegii de la Watchdog în privința situației pe piața gazelor. Revenim și comentăm. Republica Moldova trebuie să insiste asupra auditului independent al Moldova Gas, iar în paralel să fie pregătite pentru noi acțiuni extreme de șantaj de la Moscova. Acestea ar putea culmina cu deconectarea țării de la gaze începând cu 1 mai, potrivit unor prevederi din contractul semnat la 29 octombrie și care a intrat în posesia presei. Astfel, dacă auditul nu va fi realizat până atunci, iar Gazpromul face tot posibilul ca acest lucru să nu se întâmple, contractul poate fi reziliat unilateral de ruși, iar livrările de gaze să fie oprite. Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă nu sunt la cel mai înalt nivel din istorie, în condițiile în care noua guvernare de la Chișinău nu mai acceptă să se comporte precum un vasal al Moscovei, așa cum a fost obișnuit Kremlinul în cea mai mare parte a anilor de după independență. Și de data aceasta, Rusia, pentru a pedepsi moldovenii, a recurs la instrumentele sale obișnuite de șantaj și destabilizare. Și dacă altădată mai funcționau celebrele embargouri la vinuri și producție agricolă, în prezent, în condițiile în care aproape 70% din exporturile Moldovei merg către UE, iar spre Rusia doar 9%, Moscova a decis să exploateze la maximum ultimul său instrument funcțional, gazele naturale. Asta face de fapt Gazprom și cu Uniunea Europeană. Condiționează livrarea volumelor suplimentare de gaz spre UE cu deschiderea gazoductului Nord Stream 2, ce va permite rușilor să livreze gaz ocolind Ucraina. Grav și alarmant pentru guvernare e că în timp ce este evident că Rusia recurge la cele mai cinice metode de șantaj, șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, unsul Gazpromului în companie, încearcă să manipuleze opinia publică și să ofere subiecte de știri propagandei ruse. El insistă că gigantul rus e un partener de încredere și loial Republicii Moldova. Gazprom всегда был лоялен к Moldova Gaz и к Республике Moldova. Это однозначно могу сказать. În 2021 am asistat la mai multe episoade care demonstrau că pentru Federația Rusă nu există limite atunci când decide să șantajeze un alt stat, nici măcar dacă i-ar lăsa să înghețe cetățenii în plină iarnă. Ne amintim bine cum în octombrie anul trecut, deși plăteam cel mai mult din toată Europa pentru gaze, rușii ne-au livrat doar 2/3 din necesarul de consum pentru a crește presiunea asupra țării și a merge la negocieri practic fără alternative. Apoi, la 20 noiembrie, am fost amenințați cu deconectarea de la gaze dacă nu plătim consumul pentru lunile octombrie și noiembrie 2021, în valoare de aproape 1,4 miliarde de lei. Moldova a plătit și acea datorie, însă în ianuarie din nou am fost amenințați cu deconectarea. Deja pentru că nu am achitat în avans gazul care nici măcar nu a fost consumat. Rușii s-au folosit în acest sens de o clauză contractuală existentă încă din anul 2006, dar care nu a fost pusă niciodată în aplicare. În paralel, Gazprom nu are nicio pretenție față de Transnistria, care importă gaze în baza aceluiași contract, dar care nu a plătit niciun cent în 30 de ani și a acumulat astfel datorii de 8,5 miliarde de dolari. După ce guvernul din nou a făcut eforturi serioase pentru a achita și acea plată în avans, Gazprom a continuat presiunile. La 25 ianuarie, compania rusă a trimis o scrisoare la Chișinău în care a anunțat că nu este de acord cu ce a semnat chiar șeful Gazprom, Alexei Miller, în care
cadrul negocierilor cu ministrul Andrei Spânu în privința auditului Moldova Gas. Potrivit protocolului semnat de cei doi, auditul urmează a fi efectuat de partea moldovenească, adică de guvernul de la Chișinău. Doar raportul final va fi prezentat Consiliului de Observatori al Moldova Gas pentru analize și comentarii. Gazprom însă afirmă că trebuia coordonat și caietul de sarcini pentru audit, ceea ce este un fals și nu corespunde cu prevederile protocolului. De fapt, și Gazprom și administrația de la Kremlin sunt deranjați că în rezultatul acestui audit vor ieși la suprafață fraudele care au avut loc la Moldova Gas și pe care Gazprom le-a acoperit în toți acești ani. Fraude despre care experți moldoveni au vorbit de mai multe ori de-a lungul anilor și pe care le-au publicat în cadrul unui studiu. Potrivit documentului, Gazprom de fapt ar fi dator Republicii Moldova. Și noi am analizat toate fraudele care s-au comis de-a lungul timpului, hai să luăm așa, de la independență până în prezent, care au favorizat Gazpromul, care au fost în favoarea Gazpromului și în defavoarea cetățenilor Republicii Moldova. Deci, după estimările noastre preliminare, am luat doar încălcările care sunt la suprafață, noi avem deja estimări că datoria la gaz a malului drept, fără Transnistria, a fost majorat artificial cu cel puțin 952 de milioane de dolari. De altfel, potrivit ministrului Spânu, în audit va fi inclus și acest raport, iar acest lucru a nemulțumit vădit Gazpromul. Asta și-a fost unul din motivele de ce am avut acea reacție a reprezentanților Gazprom. În documentația pentru audit, când s-a menționat lista de surse pe care trebuie să le folosească eventuala companie pentru audit, s-a menționat inclusiv acest raport despre care ați vorbit, ca surse de date publice. Iar în Europa de Est, în ultimii ani, există precedente prin care Gazprom a fost dată în judecată de companiile naționale de gaze din Polonia și Ucraina și a fost nevoită să plătească prejudicii în valoare de miliarde de dolari. Da, suntem din nou în direct. Domnule Sturza, o relație cu năbădăi, aceasta cu Gazprom. Am văzut acest contract care a fost făcut public, interesant, într-un moment interesant a fost făcut public acest contract. El ne-a fost transmis nouă celor din presă încă de luni. Noi, cei care pretindem că suntem mai responsabili, am încercat să-l analizăm și apoi să-l facem public, alții s-au grăbit să-l facă public, fără o analiză comprehensivă, și de acolo iarăși au apărut foarte, foarte multe interpretări, foarte multe manipulări. Cea mai tare manipulare, cu cea mai tare manipulare a ieșit Ion Chicu, cel care îi reproșa lui Spânu că a semnat plătind 30% în baza spot, uitând că el de fapt cu Igor Dodon i-a dat indicații lui Vadim Ceban la sfârșitul anului trecut să treacă la 100% la preț spot, fapt ce ne-a făcut pe noi să plătim 800 de dolari în octombrie și 550 în septembrie. Dar revenind asupra acestui film, vreau să înțelegem de ce rușii se opun cu atâta înverșunare unui audit, pentru că noi toți și ei, fiind compania lor, fiică ar trebui să vadă totuși care sunt datoriile reale, ce s-a întâmplat în această companie, că un business serios vrea să afle dacă a fost furat, de cine a fost furat. De ce se opun cu atâta înverșunare? Dar dumneavoastră sunteți convinși că se opun rușii? Eu am impresia mea că se opun localnicii. Bine, nu guvernarea. Vadim Ceban. Vadim Ceban nu e unsul Moscovii sau a Gazpromului, e unsul guvernului Republicii Moldova. Conform contractului de înființare a întreprinderii mixte Moldova Gaz, guvernul Republicii Moldova are dreptul exclusiv de a numi conducerea Moldova Gaz. Dar fără să fie acceptat de la Gazprom, el nu poate fi. Nu, dar este în contract. Ei sunt obligați să-l... Evident că bunul simț spune de la sine că ar trebui coordonată cu Federația Rusă. Ciuban își apără interesele, poate nu a lui personale, a corporației lui, care de-a lungul timpului a avut foarte multe fraude. Eu nu aș arunca în spațiu public, așa cum o fac tânării și inimoșii de la Watchdog, cifre de sute de milioane, printr-o analiză superficială și așa mai departe, totuși aș aștepta un audit. Aici sunt două aspecte. Ca acest audit să aibă
un impact legal asupra proceselor, el trebuie să fie făcută de o companie independentă. Chiar dacă și eu am optat ca Curtea de Conturi să intervină în a analiza activitatea companiei și că e o companie cu un procent mare de stat, ea până la urmă va face un raport pentru Guvernul Republicii Moldova. Trebuie să fie o companie internațională, independentă, care va analiza situația și în companie. Asta și a pornit, APP-ul a pornit licitații și a transmis oferte către companiile internaționale de audit. Curtea de Conturi face ceva în paralel, ce o să facă, o vedea. Dar... Da, deci trebuie să fie un audit, audit care, după cât înțeleg eu, a fost acceptat inițial de către Gazprom. Dacă noi vom insista și vom crea impresia că acest audit va fi folosit în scopuri politice, atunci, bineînțeles, că Gazpromul și Federația Rusă, care stă în spatele Gazpromului, se vor opune. Dar cu această idee trebuie mers în continuare de a face o situație zero, să spunem așa, din care începem relațiile cu Federația Rusă sau cu Gazprom. Acum, nu va închide niciodată gazul Gazprom. Niciodată, cel puțin în timpul apropiat. Închiderea gazului, eu știu foarte bine două lucruri. Primul lucru, știu că, mai ales în perioada de primăvară-toamnă, Moldova are posibilitatea să se aprovizioneze din surse alternative. Gaz fizic va fi. Noi avem gazoductul de la Ungheni-Chișinău, care aduce practic necesitatea zilnică la limită, dar zilnic în perioada primăvară-toamnă. Noi putem să luăm și am început să luăm în perioada de maximă criză volume de gaz prin aceleași conducte care vin prin Ucraina și prin Sud. Deci fizic noi putem să aducem gaz în Moldova. Problema e la ce preț? Da. Prețurile în piață în momentele de criză, maximă criză, erau în medie de două ori mai mult decât formula care a fost negociată cu Gazprom. E problema e. Asta e primul lucru. Dar a doilea este cu mult mai important. Asista livrarea de gaz către malul drept înseamnă automat asistarea și pentru malul stâng. Transnistria rămâne fără gaz, rămâne fără energie electrică și o catastrofă umanitară este iminentă. Lucru care nu și-l dorește malul drept, pentru că nu vrea să tensioneze acolo situația. Dar Rusia ar putea să meargă la așa acțiuni extreme, iată, să-și lase practic cetățenii, pentru că jumătate din populația din stânga Nistrului are și cetățenii ruse. Știți, Alexandru, poate că două, trei luni în urmă puteam spun că nu. Dar după ce am văzut cum au ridicat într-o noapte zeci sute de mii de oameni din Donbas pentru a da bine la televizor, Eu nu exclud să-i folosească pe bieții ăștia de transnistreni care nu sunt mult mai departe de cei din Donbas, ca nivel de trai, ca ideologizare și așa mai departe, să-i pui pe drumul, să-i pună să iasă cu, nu știu, să-i insiste pentru o intervenție armată sau ceva. Deci aici eu nu exclud, dar trebuie să înțelegem că datorită evenimentelor din Ucraina, că Ucraina, dintr-un părtaș, ușor-ușor s-a transformat într-o forță neutră și acum este de partea noastră în conflictul din Transnistria, cheile de la Transnistria nu sunt la Moscova, cheile sunt la Chișinău. Vă dau un simplu exemplu. Ca în Transnistria să fie curent electric, ei ai nevoie să-l producă la stația de la Curciurgan cu cel puțin 3 unități de generare. Și să-l vândă și la noi. Deci poți să-l vândă la Chișinău și pe gratis. Ei împing zilnic cantități enorme de energie electrică gratis în Ucraina pentru că n-au ce face. În caz contrar, din considerente tehnologice și securitate energetică, ei nu pot să lucreze cu unitate. Și atunci dacă ei opresc gazul, se oprește curentul electric și se oprește mai tot. Mai luăm o pauză de publicitate și vom continua acest subiect al energiei electrice, pentru că el este foarte interesant. Inițial i-am văzut pe transnistreni bravând, amenințând că vor dubla prețul, ca ulterior
să auzim că ar fi gata să dea la același preț în condițiile în care în Europa costurile au explodat la producerea energiei electrice. Încercăm să aflăm ce ar sta în spatele acestor cedări de la Tiraspol, dar care este evident că vin de fapt de la Moscova publicitate.
am revenit. Până la ajunge la subiectul energiei electrice și cu ciurgan pe care l-am atins tangențial, vreau un pic să ne mai oprim la gaze naturale. Sunt alternative, spuneți dumneavoastră, este și acest coridor transbalcanic, dar contează foarte mult și prețul. Noi vedem că Georgia, spre exemplu, astăzi cumpără din Azerbaijan la un preț foarte mic, de 300 sub 300 de dolari, datorită faptului că trece acest TANAP din Azerbaijan. Am văzut că în ultima perioadă s-au întețit vizitele oficialilor noștri la Baku. Nicu Popescu și Andrei Spână au fost acum 2 săptămâni, ieri din nou Spână și Grosu au fost acolo. Este o mică problemă la granița dintre Bulgaria și Grecia cu acest TANAP, care cred că se va rezolva în curând, dar sunt azerii gata să-și facă o problemă cu Moscova și să ne livreze nouă gaze prin TANAP și România? Nu știu dacă ați observat fața lui Aliyev în timpul întâlnirii cu Putin ieri. Pentru că în acel discurs istoric a fost vizat și Azerbaijanul. Mai mult ca atât, Putin a fost nevoit în conferința de presă să se justifice. După cât înțeleg eu, Aliyev l-a întrebat ce a vrut el să spună când s-a adjudecat teritoriile Imperiului Rus. Știți, eu cunosc un pic dosarul Azerbaijanului și știu că ei întotdeauna au fost niște răsfățați a Occidentului și personal Aliyev. Anume din considerentul energetic și a poziționării sale strategice. Azerbaijanul întotdeauna a luat în considerație opinia Occidentului și în primul rând a Statelor Unite ale Americii când și-a definitivat politica energetică. Și sunt șanse foarte mari ca Republica Moldova să aibă un contract de import și sunt și chiar și condiții tehnice. Da, exact, există această sincopă tehnică între Grecia și Bulgaria, dar pentru un sfop global de gaze este un lucru foarte, foarte, foarte real și cred că azerii au dat deja semnale că ar fi gata să fac un contract separat cu Republica Moldova. Deci atunci noi n-am avea motive atât de mari să ne îngrijorăm dacă la 1 mai zic rușii, domnule, nu s-a făcut auditul, vă oprim gaze. Nu poate să-i opresc, încă vă spun din acele considerente care le-am spus cu noi. Ce țin de Transnistria. Bun, vreau un pic să ne oprim și la România aici pe tema gazelor, pentru că este clar, avem nevoie de România pentru a face rezerve pe teritoriul României, că noi, din păcate, nu avem aceste depozite. Dar, în același timp, am văzut niște mesaje încurajatorii de la București. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, declara și el că, în perspectivă, un an jumătate, doi, România, după ce începe să exploateze depozitele din Marea Neagră și unele terestre, ar putea chiar să aibă surplus de gaze, vorbea el de 1 miliard de metri cubi. Noi am putea, realist, măcar peste un an și jumătate, să ne gândim că, iată, și România poate să devină o sursă de gaze naturale pentru noi. Deci nu este o problemă de sursă de gaz fizic, este o problemă de preț. Noi am avut gaz. Ofertele au fost gârlă în perioada dar erau la 1100. Toți vreau să facă bani prin aici. Deci și ofertele, inclusiv din România. Gazul, nu vine gazul fizic, molecula de gaz din Rusia, vine din sistem, se fac sfopuri. Deci e problema de preț. Noi trebuie să ne deprindem cu ideea că trebuie să plătim un preț de piață. Acum, că noi am avut o formulă destul de bună, chiar foarte bună pentru Republica Moldova, în acest contract care se discută acum foarte mult, formula de preț și plus spot 70-30, eu le spuneam că ar fi fost foarte bine dacă era 50-50, că s-au obținut 70 din acest basket și doar 3% de spot, e un lucru foarte bun.
Adevărul că este că noi încă doi ani în urmă, guvernul precedent făcea o mare zarvă și presiuni pe Gazprom să trecem 100% la spot. Și asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat, de fapt. Și atunci, când domnul Chicu astăzi ne dă lecții de matematică, el trebuie să aducă aminte cine, de fapt, insista. Adevărul că și atunci când erau prețurile spot mult mai mici decât prețurile din formulă, era logic ca să insiste, parcă logic. Dar revenind la România, eu consider că noi trebuie să fim mult mai ambițioși. Noi trebuie să ne armonizăm și sincronizăm politica noastră energetică cu a României. În România, în următorii ani, se vor investi zeci de miliarde în capacități de generare, în infrastructură, în exploatări la Marea Neagră, în industria, în energia verde, atomică. Noi nu avem posibilitatea și nici nu avem nevoie să ne creiem capacități de generare în Republica Moldova. Nu putem spune un reactor nuclear de unii singuri sau să construim o stație mare de curent electric fără de avea. Deci noi putem să avem participări în proiectele mari energetice în România, în aceleași proiecte de la Cernavodă, între aceleași mini-centrale atomice, în aceleași proiecte verde. Noi trebuie să avem ambiția în următorii 3, 4, 5 ani, maxim 5 ani, să avem 30% din toată generarea noastră verde, pe eoliniană și soare. Deci, noi trebuie să creăm un fond energetic investițional independent unde să-l capitalizăm cu puțini bani a noștri și bani împrumutați și pe criterii economice să participăm la această investiție globală care se face în Europa și în România. Deci asta trebuie să fie conceptul nostru. Nu că noi o să facem, nu știu, o stație pe păcură la Chișinău sau nu știu ce. Trebuie să avem participări. Lucrurile sunt foarte simple. Lucrurile care se cunosc și la Chișinău și au fost discutate. Da, noi avem o strategie energetică, avem PowerPoint și așa mai departe, dar trebuie să fim mult mai ambițioși, să ne aliniem infrastructura noastră și energetică și de alt gen la România. Vom continua cu infrastructura energetică, inclusiv cu ce făceau Leancă și Ponta în 2014, dar ultima întrebare despre gaze, pentru că este importantă. Noi suntem siguri că alternative găsim, asta este clar. Baku, piața europeană se găsesc. Dată vine o întrebare ce ține de rețelele locale și aici atât foarte mult vă reproșează, inclusiv dumneavoastră, că în perioada când erați întâi vicepremier și apoi premier, în cadrul negocierilor cu Gazprom, cumva ați vândut rețelele țării Gazpromului. De fapt, Moldova Gaz, ulterior trecându-se acele 50% din acțiunile Moldova Gaz la Gazprom în contul unei datorii. Întrebarea este dacă puteți un pic să detaliați ce s-a întâmplat atunci, dar în același timp să vedem ce se întâmplă cu rețelele Moldova Gaz. Noi putem să utilizăm aceste rețele naționale în cazul în care aducem gaz printr-o altă companie, prin Vestmol Transgaz, spre exemplu, și să alimentăm toată țara? Bineînțeles, Moldova Gaz este obligată să permită accesul altor operatori și asta se poate fi făcut din punct de vedere legal, să permită accesul altor operatori la rețelele de gaz, da? Chiar dacă Gazprom s-ar opune. Chiar dacă e Gazprom. Asta e în orice țară este acest mecanism. Acum, noi putem, din punct de vedere a situației de astăzi, bineînțeles că putem să considerăm ceea ce s-a întâmplat în 99 este o greșeală. Deși procesul de transfer a acțiunilor către Gazprom s-a început mult înainte de noi. Noi am dat doar o mică porțiune care, de fapt, a dus la formarea unui pachet majoritar a Gazpromului, sub presiunea datoriilor, sub presiunea multor altor factori, inclusiv sub presiunea Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, care considerau că transferând acest pachet către Gazprom, le transferăm și obligația de a avea grijă de prețuri, de colectare de datorii, de furnizare de gaze și așa mai departe. Deci, dacă ne uităm în contextul de atunci, era o decizie bazată pe analiza situației economice, politice și așa mai departe. Dacă ne uităm din considerente de astăzi, da, cred că nu ar fost. Apropo, nu numai noi am făcut acest pas, s-a făcut și în unele țări baltice.
iar sub ca model s-a luat ceea ce ne recomanda Fondul Monetar Internațional, dar trebuie să o spunem sincer, Moldova Gaz astăzi este o companie care poate foarte ușor să fie naționalizată, foarte ușor poate să fie băgată în insolvență, multe alte acțiuni poate să fie făcute. Deci Moldova Gaz astăzi nu poate să ia nicio decizie fără de către directorul general care este numit de Guvernul Republicii Moldova. Sunt foarte multe instrumente, este Consiliul de Administrație unde avem reprezentanții noștri. Deci faptul că ea este un acționar Gazprom nu înseamnă că noi nu avem niciun control asupra situației. Ok, revenim la interconectare energetică, care în 2022 tocmai pare că începem aceste lucrări, încă să le vedem într-adevăr propriu-zis fizică sunt începute. Totuși, de-a lungul timpului, această interconectare, care este atât de importantă și mai ales astăzi se dovedește vitală, pentru că, iată, noi suntem dependenți de Transnistria, din păcate, a fost sabotată. Și eu voi cita o declarație de-a dumneavoastră din anul 2015, Ponta i-a propus lui Leancă România să finanțeze interconectarea energetică, dar Leancă a spus că Moldova încă se gândește. La ce era de gândit, domnule Sturz? Știți, eu nu odată am spus-o public și am numit și nume. Noi am avut permanent sabotări la toate nivelurile. Și în special în zona Ministerului Economiei și departamentelor care s-au ocupat de energetică. Eu de mulți ani mă aflu pe cealaltă parte a baricadei. Pot să vă fac o confesiune, dacă puteți să pot spun așa. Eu am avut o relație foarte aproape cu Mihnea Constantinescu, care a fost reprezentantul, răpusatul Mihnea Constantinescu, ambasador, care a fost un reprezentant special al României în probleme energetice, care s-a ocupat de dosarele Republicii Moldova energetică. Și cu care noi împreună am împins acest gazoduct, să spunem așa, eu din poziția de prieten, el din poziția de om de încredere a statului român și a președintelui României. Și am văzut toată opoziția care a fost și aici, dar și în România, să nu gândiți că acolo nu au fost sabotori, dar în mod special, în Republica Moldova, la Ministerul Economiei, la Departamentul Energetic, la Transgaz, la Transelectrică, deci primeam dosarele, analizele, punctaje de la întâlniri și toți spuneau, nu se poate. Că asta nu e posibil, că asta e foarte scump, că asta e tehnic imposibil și așa mai departe. Deci falsuri. Dacă ne uităm retrospectiv, dar eu nu vreau să iau capul la nimeni, o să vedem o întreagă pleiadă de oameni care au sabotat aceste proiecte. Eu nu vreau să spun că în cazul dat domnul Leancă, domnul Leancă era diplomat, el habar n-avea, dar el asculta ce îi spunea ministrul economiei sau cei din aparatul de stat. Sau Andronache și Plahotniu, care aveau interese în piața energetică. Bun, ministrul economiei avea vis-a-vis de el sau chiar în birou un comisar de la Plahotniu și acela îi spunea ce trebuia să facă. Da, de fapt, Iaralov era consilierul lui Lazar în perioada aia și lucrurile erau evidente. Bun, astăzi vedem că licitația s-a făcut, a câștigat o companie indiană și aici semne de întrebare, dar parcă se începe. Guvernarea ne promite și cea de aici și cea de la București că până în 2024 lucrările vor fi încheiate. Realist, mai ales dumneavoastră fiind în business în acest domeniu, putem în 2024 să avem această interconectare finalizată cu România energetică? Știți, eu am încercat și eu să aflu mai mult despre câștigătorul acestui tender, sunt foarte împărțite opiniile de capacitatea lui și tehnică și organizațională să realizeze acest proiect, care nu este unul simplu și este destul de costisitor, mai ales în condițiile de astăzi, când au crescut atât de mult prețurile, inclusiv la metal. Deci asta e
Marele semn de întrebare este are capacitate firma care a câștigat să realizeze acest proiect. Finanțarea este, dorință din ambele părți este, nu mai cred că este sabotarea acestui proiect. Deci eu sper că în 24 va fi acest proiect, dar pentru o mai mare siguranță noi avem nevoie încă de o interconectare de așa gen. Există astăzi o capacitate destul de mare de interconectare cu Ucraina, care în principiu la o adică ar putea să satisfacă toată necesitatea de parte pe malul drept. Mai există câteva interconectări pe insule din România, dar noi energie electrică vom avea. Să spunem că nu de la Cuciurgan. Deși cred că atât timp cât noi o să vrem să luăm de acolo energie electrică și o să luăm la prețul care îl vrem noi, nu care ne-l dictează cei din Transnistria. Noi trebuie să fim conștienți că va trebui să plătim prețurile pieței. Și prețurile pieței poate să fie foarte diferite. Astăzi, în România, prețul la energie electrică este de 5 ori mai înalt, mai mare decât în Republica Moldova, pentru consumatori. Eu plătesc mult mai mult astăzi la București sau în România, chiar compensații, decât plătesc în Republica Moldova. Dacă nu erau compensații, erau chiar de vreo 10 ori mai mari. Erau de 10 ori. Deci noi trebuie să fim conștienți că securitatea noastră energetică astăzi nu depinde de infrastructura fizică, nici la gaz, nici la energie electrică. Depinde de capacitatea noastră de a plăti conturi electrice. Noi ne impacientăm, ne inflăm atunci când prețurile se duc în sus. Dar când se duc în jos, noi suntem ok, da? Că sunt prețurile acolo. Deci capacitatea noastră de a ne plăti bilurile. Și al doilea lucru, capacitatea noastră ca stat de a compensa și de a ajuta cei care nu pot să le plătească. Și în genere, acest mix energetic trebuie schimbat dramatic. Noi trebuie să ne ducem de la gaz către energia verde, alternativă. Trebuie să facem alt mix. Cel mai bun exemplu sunt, nu știu, consătenii mei. Noi avem țavă trasă de Voronin în sat. Eu nu știu dacă 10 oameni din sat folosesc gazul. Dar cu ce se încălzesc? Se încălzesc cu lemne, se încălzesc cu altceva. Nu se încălzesc cu gazul. Gazul, chiar și în timpurile bune, a fost prea scump. Lemnul și cărbunele a fost suficient pentru ei. Deci mixul energetic trebuie schimbat. Tot la energie, noi astăzi, chiar dacă ne plângem, chiar dacă pentru forța noastră de plată este mult, astăzi avem de departe cea mai ieftină energie electrică plătită de consumatori, un preț apropiat e doar în Ucraina, dar acolo este compensat foarte mult de stat. Acum, Ministerul Infrastructurii anunțase că demarează licitațiile în privința achiziționării de energie electrică de la 1 aprilie până la 1 aprilie 2023, dar aceste licitații se pare că s-au amânat. ANRE-ul deja a treia oară amână ședința în cadrul căreia urma să decidă noi tarife la energie electrică și asta pentru că ministrul infrastructurii Andrei Spânu ne-a confirmat-o aici săptămâna trecută în emisiune, susține că cei de la Cuciurgan nu mai fac bravadă de acum două săptămâni când ne amenințau că vor dubla prețul la energie electrică și că sunt gata să o dea tot cu 5,3 cenți per kilowatt. Ce credeți că stă în spatele acestei aparente bunăvoință? Pentru că teoretic ei pot să o vândă și cu 2,5 cenți, că oricum nu plătesc gazul. E o realitate. Eu v-am spus, cheile sunt la Chișinău. Ei și cu un cent ardau. Bine, hai să nu exagerăm, da? Dar ei nu au alte alternative. Și asta e foarte bine cunoscut. Și ei știu că Chișinău astăzi are capacitatea tehnică să se aducă curentul din Ucraina, din alte părți, și supraviețuiască într-o formă sau alta. De ce ei vor accepta? Și acest preț este... Avem și noi avantaje că avem Transnistria asta și avem situația cu ei. Avem și avantaje. În cazul dat, avantaje. Nu e situația când eram eu. Când mă stăteam în fața lui Smirnov și el îi spune: slușai, gospodin Sturza, если я захочу, вы в говне будете плавать в Кишиневе. Și așa și era. El mi-a tras rubilnicul în vară. Și eu eram disperat cum să aduc curent electric la Chișinău. Nu mai este situația aceea. Mi-am pare și astăzi rău.
Noi am avut și soluții tehnice atunci să ne decuplăm dracului de la dâns și să încercăm să aducem cât mai multe energie din alte părți. Dar a venit cel mai mare decât mine și după o plimbare cu calul prin la Contrița și a spus, lasă Ion, tot e bine. Pentru că el era foarte relaxat, că știa că Smirnovul să-și facă exercițiu și o să dea înapoi curentul electric. Deci noi suntem astăzi într-o situație foarte privilegiată. Avem alternativă, inclusiv tehnică, avem furnizori și avem pe ăștia, sărmanii de transnistreni. Păi lasă să plătească Putin pentru energie electrică, pentru Moldova. De ce să o plătim noi? Dar asta nu va fi la infinit. Noi trebuie să ne decuplăm și atunci transnistria trebuie să se rezolve, să-și pune ei acolo o stație mai mică, să-și aducă prin cosmos gaz. Deci cam așa e situația. Deci... Practic, rușii degeaba fac și ei bravade că pot să ne deconecteze la gaz pentru că... Atunci când Cozac, nu vreau să deschid toate parantezele, dar am și eu în preajmă, da? Când îi spunea lui Maia Sandu, hoceș dragaia, dișovui gaz, reși vă prost pe Приднестровье. И ты получишь 50% скидки от спота. Ca până la urmă noi să avem și mai jos prețul decât 50% de la spot. Deci a rezistat tentații de a deschide măcar discuția. A spus net. Și asta eu vă confirm. Și am spus primul care am spus-o public, pentru că eu nici n-am cerut voie să spun, deși știam despre lui, și am spus-o în public. Acum a devenit nu știu ce. Deci noi trebuie să ne învățăm să spunem net. Dragii tovarăși, хотите, luați-vă Transnistria, faceți ce vreți cu voi. 300 de mii de oameni din Transnistria e mai ușor decât 3 milioane din Donbas. Dar rezolvați problema cu Ucraina. Acum au enclava asta, au obligațiile față de oamenii ceia. Adevărul să ceia acolo, să atât de indoctrinați, să atât de speriați, când nu știi cum o reacționa. Eu aș fi mult mai dur, deci, dar toate cărțile sunt la noi, domnule. Sigur. Și în privința uzinei metalurgice, toate cărțile sunt la noi. Pentru că eu m-am uitat pe cifre și am rămas șocat ce am văzut. MMZ-a a raportat exporturi oficiale de 432 de milioane de dolari în 2021 de metale, 90% în Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci România, Polonia 60%, 30% Republica Moldova. MMZ este practic cel mai mare exportator al Republicii Moldova, dacă e să o luăm așa. Dar de fapt, spun sursele noastre... Și noi ne lăudăm că avem export. Că suma acestui metal scos de la MMZ pe piața europeană este de fapt de 700 de milioane, doar că diferența a rămas la aceste companii care l-au vândut. Și acum noi vedem niște lucruri ciudate care se întâmplă pe piața metalelor, pentru că noi din acești 432 sau ori fi 700, bugetul Republicii Moldova nu încasează practic nimic. Acum, în urma presiunilor din presă, parcă se întâmplă unele lucruri. În sfârșit, astăzi, n-au mai trecut camioane peste Nistru, pentru că acea interdicție de la Ministerul Mediului parcă a început să funcționeze. Pe surse am aflat că cei de la MMZ și-au dat acordul ca pe 10 martie să meargă o comisie din Republica Moldova să vadă cum se conformează ei cerințelor de mediu. N-ar trebui Republica Moldova să meargă mult mai dur, să pună anumite condiții. Spre exemplu, să aibă exclusivitate doar metal feros, să vândă acolo metal, nu acest BPM în jurul cărora stau interese oligarhice. Știți, noastre, spuneați ce vreați să spuneți și ce spune opinia publică în Moldova și mă gândeam, de ce n-am avut eu un MMZ în 99? În sensul că să aveam un instrument de presiune atât de important ca cum e MMZ-ul. Eu bănuiesc că nu cunosc, dar cred că sunt niște discuții foarte aplicative cu Transnistria pe soarta MMZ-ului și care nu sunt deloc de neglijat și care ar putea să rezolve multe probleme și de securitate și de accesul cetățenilor din malul stâng la terenuri agricole și multe alte lucruri. De ce dumneavoastră gândiți că nu sunt niște discuții în acest sens? Noi sperăm să fie. Eu cred că sunt acestea.
Bănuiesc. Și să aibă și rezultat. Și este un instrument extrem de eficient în dialogul cu Transnistria. Deci eu am trecut umilința anului 98-99 și energetic și tot. Le-am pus și atunci le-am pus posturile vamale și multe alte lucruri. Astăzi este cu totul altă situație. Adevărul că există acest curent de gândire la conducerea Republicii Moldova să fie pace, să nu fie un fel de, să nu fie provocări și așa mai departe, să nu îl deranjăm pe Putin. Da, mă rog, asta e o viziune a lor, care sunt zilnici, care au grijă de țară. Cât de realist, din punct de vedere economic, pentru că scenariul cel mai bun pentru Republica Moldova și din punct de vedere economic, dar și al controlului, ar fi ca astăzi metal feros să aibă exclusivitate la vânzare în Transnistria și exclusivitate la materialul finit, cel puțin în Republica Moldova. Și din ce știu eu, este un scenariu care se discută și a fi impus la nivel legislativ. Din calculele pe care le-au făcut inclusiv oameni care cunosc foarte bine piața, asta ar aduce cel puțin 100 de milioane de euro, 2 miliarde de lei la buget anual, dacă metal feros va fi gestionat corect și nu se va întâmpla ce s-a întâmplat pe vremea lui Plahotniuc. Impozitul indirect se poate depus prin metal feros. Foarte transparent. Sunt cunoscute prețurile de cost sau de producție, sunt cunoscute în piețele internaționale și le lăsăm marja lor ca să supraviețuiască. Restul este furnizorul exclusiv care este compania de stat din Republica Moldova. Acești bani se duceau la Plahotniuc. Acum poate să duc la statul. Eu am de plină încredere că guvernul actual este capabil să organizeze într-o formă foarte eficientă și transparentă activitatea metal feros. Nu-i de piață. Vom fi criticați, vom fi sabotați, vom avea țipete din toate părțile. Dar această schemă care a fost inventată de Vlad Filat, preluată de către Vlad Plahotniuc, din care el a făcut sute de milioane, sute de milioane. De Vlad Filat? De ce spune asta? Păi el a inventat schema, numai că i-a preluat-o Plahotniuc cu metal feros. Cine a făcut? Dar, mă rog, când erau ei prieteni, da? Este o schemă absolut plauzibilă. Da, doar dacă ar funcționa într-adevăr în interesele statului, așa cum inițial și ar fi trebuit să fie gândită. Bun, trecem și la, practic, la politica internă 100%, la ce se întâmplă strict aici la Chișinău. Pe fundalul acestor crize cu care se confruntă țara, imaginea actualei guvernări a avut de suferit, ratingul scade vertiginos. Acum, dacă ne uităm în sondaje, partidul aflat la guvernare este mult sub scorul obținut la 11 iulie. Unde a greșit guvernarea? Care sunt principalele cauze care au dus la situația la care asistăm noi în prezent? Principala cauză este scorul extraordinar de mare care l-a obținut în alegeri. Pentru că de acolo nu putea să mai fie în sus, numai în jos. Da? Așteptările care au fost generate de către mesajul extrem de populist, extrem de simplist a PAS-ului și a președintelui, care a prins la populație. Din punct de vedere electoral a fost un rezultat, dar a fost un mare risc, pentru că foarte ambigu a fost mesajul. Deci vom lupta cu corupția, vom face ca să fie oameni buni la guvernare și va veni bunăstare. Ei, lucrurile astea, cu corupția, după cum vedem, nu este o prioritate pentru 9 din 10 moldoveni. Să spunem sincer, oameni buni tot mai greu să-i găsești pentru guvernare și bunăstarea este în mare măsură afectată de crizele obiective. Deci, în plus, orice teorie economică spune, sau politică spune că după o anumită perioadă de guvernare, nu că se aplatizează ca de obicei, da, se duce în jos. Adevărul că prea abrupt, cum spuneți și dumneavoastră, lucrurile acestea se întâmplă, care sunt amplificate de aceste crize. Și acum trebuie niște măsuri absolut extraordinare, care sunt iarăși din zona politicului. Reconfigurarea, vă dau un exemplu, reconfigurarea guvernului.
care ar stârni un alt fel de așteptări în societate și s-ar câștiga ceva timp. Când vorbiți de reconfigurare guvernului, vă referiți la o schimbare totală, inclusiv a prim-ministrului sau orice la nivel posibil, de ministru? Orice e posibil. Și ca de obicei așa și se întâmplă. Când nu ai argumente, trebuie să schimbi, nu căruța, cai, da? Da, eu asta spun așa. Neastră, aici o să mă întorc un pic câteva luni în urmă la un text al nostru de pe Facebook, la 16 noiembrie, spuneați, astăzi Maia Sandu este președinte, parlamentar, prim-ministru, ministru de externe, ministru al justiției și mai departe toată lista, cât și cum vom vedea. În continuare, este așa, s-a schimbat ceva de la 16 noiembrie sau și acum Maia Sandu trebuie să-și asume practic toate domeniile și toate responsabilitățile? Nu. Indiferent dorește dumneavoastră sau nu, e așa asumat deja toate domeniile. Da, îmi spun colegii că vă răspundeți la întrebarea asta după publicitate, foarte scurt și revenim. Thank you.
am revenit și urma să comentați această declarație anunțată din 16 noiembrie privind-o pe președinta Maia Sandu, care este, trebuie să-și asume practic toate responsabilitățile în stat. Iar rămâne actuală, după cât înțeleg eu. Eu cred că doamna Sandu și-a dorit foarte mult ca partea economică să o preia guvernul, ca ea să se ocupe de problemele cele care le consideră importante pentru țară și, în primul rând, dosarele externe și lupta cu corupția sau reforma justiției. Ei, din păcate, guvernul poate și copleșit de aceste multiple probleme, dar și prin componența lui. Nu este astăzi atât de carismatic, atât de pregătit să soluționeze multiple probleme sociale, economice. Și atunci intervenția dumneavoastră cred că este foarte importantă. Nu cred că și echipa din Parlament este atât de pregătită din punct de vedere psihic, în primul rând, psihologic, da? Ca să-și ducă mandatul cât mai bine din considerentele sau din așteptările președintelui. Și atunci o mediere în Parlament este nevoie. Deci nu trebuie să ne ascultăm după copaci. Deci este o realitate. Dumnezeu, prin, așa cum s-a întâmplat de fapt cu Voronin, prin controlul partidului, fracțiunii parlamentare, controlează guvernul și are o responsabilitate de tot ce se întâmplă. Această scădere a imaginii guvernării este cauzată și de faptul că cetățenii nu identifică alți lideri pe lângă președinte, pe lângă Maia Sandu, pentru că dacă ne uităm în sondaje, Igor Gross este foarte jos, Natalia Gavriliță este foarte jos, alți membri ai guvernului sau parlamentului în general nu se văd. Ar fi nevoie de figuri mai carismatice, pentru că la profesionalism deocamdată poate e de vreme de pus note, dar măcar de figuri mai carismatice, care să dea mai bine la public, care să comunice mult mai bine, pentru că de multe ori este important cum comunici. Chiar dacă faci lucruri bune, dacă nu le comunici, nu știi cum să le comunici, atunci, din punct de vedere politic, practic degeaba le faci. Întrebarea dumneavoastră conține și răspunsul. Politica se face de oameni carismatici. Este foarte greu de explicat ce înseamnă. Este o stare de spirit, este o formă de a fi a unui om, de a stârni simpatia și atracția publicului. Din păcate, nimeni sau foarte puțin din jurul Maia Sandu sunt capabili la așa ceva. Ei sunt foarte comunzi în birouri, în PowerPoint, la cafea cu secretarele și mai puțin ies în fața oamenilor să explice. Comunicarea este cuvântul cheie. Eu am observat de-a lungul timpului la foarte mulți lideri de succes, care în esență poate în spate nu prea aveau mult conținut, dar comunicau. Încercau să fie empatici. Ei, orice fine din zona guvernamentală este profund antipatic, scuzați-mă. Și unele elemente care vin din Parlament. Deci aici trebuie ceva făcut radical. Dar iarăși o să ne spuneți că nu avem oameni, nu avem lista scurtă sau banca de rezervă e foarte scurtă. E o problemă serioasă. Și mai e o problemă, că dacă ne uităm în sondaje, o problemă serioasă pentru dreapta, pentru Partida Pro-Europeană, pascade, dar nu apare nimeni ca alternativă. Ce se întâmplă aici? Este nevoie iarăși de apariția unor noi partide, de consolidare la ce este, pentru că noi nu prea am asistat la astfel de fenomene. Scadă un partid și nimeni de pe același eșchier să nu crească. Voturile să se ducă cumva la absurdități din astea politice, gen șor, sau foarte mulți dezamăgiți să apară. Sunt indeciși, dezamăgiți. Este și rezultatul unui comportament absolut lamentabil a celorlalte partide care ar putea să capteze. Și după cum ați văzut, n-au luat niciun procent, invers, au scăzut în sondaje. Și este un lucru bun că până când una alta nu se duc înspre partidele de stânga sau de cele de centru.
Ceea că crește șor, poate că e sponsorizat sau greșit ceva în metodologie, cei care fac creștere. Se speră. Dar să fim sinceri, noi avem această procentă a populației care este fidel Hriștii, da? Sau a pachetelor alimentare. Acest electorat poate și trebuiește de recuperat și va fi posibil să recupereze deocamdată doar PAS-ul. Eu nu văd astăzi alte forțe politici și alți lideri. Și știți, poate să se întâmple că aceasta este ultima noastră șansă, într-un sens, pentru că noi am testat toate posibilitățile, de la comunism, socialism, până la o dreaptă. Acum nu e un partid de dreapta. Este un partid transideologic, mai bine să s-au lipsit de ideologie, cum spun eu, un partid cu un mesaj destul de populist, prin înțelesul tuturor, fără de mare ideologie și care este capabil să capteze și interesul, spre exemplu, a altor minorități naționale. Eu sper că totuși această bazin de indeciși, care este practic un partid în sine, o mare mișcare, să fie întors într-o formă sau altă către partidul de guvernare. Dar o alternativă, cel puțin așa vrea el să se prezinte, e Ion Ceban. În sondaje stă destul de bine. El încearcă cumva ciudat să se poziționeze, pentru că deși vine clar de la Voronin și Dodon încoace, fiind așa un pic cizelat și de Plahotniuc o perioadă, totuși el încearcă să se prezinte ca un centrist, limba deja este română după ce a fost 30 de ani moldovenească, îl vedem făcând tururile României de la Iași la Alba Iulia, de la Târgu Mureș la Neamț. Deci lucruri, ce se întâmplă cu Ivan Ceban? Cei care stau în spatele lui încearcă să-l prezinte cetățenilor drept o alternativă care ar acoperi și centru stânga până la centru, chiar spre dreapta? Mentorii lui și sponsorii lui au învățat lecția. Ei înțeleg că nu poți construiește un partid 100% doar pe mesaj prorus. Trebuie să captezi și o parte din centru și din electoratul, spunem așa, național de dreapta. Și mai ales că lucrul ăsta s-a dovedit a fi nu atât de complicat. S-a văzut din voiajele lui Iv Ceban în România. Eu așa și nu am identificat cine i-a organizat, că vă dați seama că nu intră Iv Ceban așa de flori de cuc în biroul la al treilea om în stat sau în președintele, și nici domnul Ciolacu nu cred că a auzit până atunci de Iv Ceban. Cineva l-a dus. Primarul Clujului. Cineva l-a dus. Și Boc este și mai atent cu lucrurile formale. Și cineva i-a spus lui Boc, Boc trebuie să-l primești. Așa cum de fapt îl duceau pe Andrei Năstas, să făceau cetățean de onoare și așa mai departe. El avea un curator. Ei, eu vreau să-l identific pe guratorul acela, că el e din zona serviciilor, nu e din zona politică. Bun, și ce vor să facă aceste servicii? Nu știu, poate că, știți, eu aveam o problemă cu un fost prim-ministru care m-a rugat, păi, ce președintele Băsescu mă tot ține, știi, cu niște dosărași, cu niște cea. Și când am avut ocazia să-l întreb pe președintele Băsescu, el, ha-ha-ha, e bine, lasă steia noastră acolo, știi, la voi. Poate că au speranța că îl vor face și pe el la nostru acolo, la voi. Eu am spus-o clar și respicat. No way. Omul ăsta este omul Kremlinului. Și dacă noi vrem să facem această diferențiere geostrategică, politică și așa mai departe, trebuie să înțelegem acest lucru. Și chiar dacă el acum cu floricelele, cu panseluțele, nu știu, cu niște pavaje, ne dă impresia că se ocupă de oraș, orașul în continuare degradează infrastructura. Noi nu avem rezolvate problemele majore de infrastructură, construcțiile haotice, vânzări de terenuri la prețuri din normative și așa mai departe. Mai este o problemă care nu aș fi vrut să o discutăm public astăzi și ține de Iv Ceban, dar este cunoscută. Deci eu nu cred că noi trebuie să avem iluzii. El, dacă nu s-a aventurat în proiect politic și rămânea cu panseluțele lui, cu betonarea scoarelor și așa mai departe, ok, Dumnezeu cu dânsul, își face treaba de gospodar a orașului. Odată cu lansarea în politică, el deja nu mai este
persoana care intangibilă, gospodara orașului. El este un politic care a venit pe filiera rusească, care a fost crescut în pepiniera comunist-socialistă. Și dacă cuiva în România dorește să-l susțină, adică să-l facă. Îmi transmit colegii că domnul Filat ne-a solicitat un drept la replică, că l-ați pomenit. Da, bună seara! Bună seara, Alex! Da, domnule Filat, ați fost pomenit în această emisiune, așa ați solicitat drept la replică, vă rog. Morții să pomenesc. Eu știți cum credeam că de Ion Sturza voi vorbi ori de bine, ori de loc. Dânsul, din câte observ mesajele, nu le-am înțeles care au fost transmise, rămân pe conștiința lui. O singură observație și după care o comentariu. Dacă tot ceea ce a vorbit el în această emisiune este la fel de adevărat ceea ce a vorbit el despre mine, în cazul Metalfiros, atunci vai de capul celor care au ascultat. Eu n-am primit emisiunea, mi-au scris colegii despre acele afirmate. Dar acum vis-a-vis de replică. Pentru dumneavoastră, domnule Cozer, pentru domnul Sturza, cred că impuls, că nu le interesează. Cel care a făcut atâtea investigații în cazul Metalfiros, în studioul dumneavoastră au fost atâția oameni care au fost suferinți, închizi, chiar închiși în închisori. În închisoare, nu la Viena și nu la București, căutând perioada de timp. Știți foarte bine, când a fost instituit acest monopol, în cazul exportului de deșeuri feroase și neferoase. Și anul ăsta a fost, dacă nu mă înșală, 2005. Vreau să vă spun că eu nu aveam nicio treabă, nici cu guvernarea, nici cu benzinăriile și nici cu Oleg Voronin în cadrul Țincom Bancului. Mai mult ca atât, vreau să vă spun că venind prim-ministru, în primele ședințe de guvern, am anulat toate monopolurile. Monopolul de import la pește, la carne, de export la cereale, la produse vinicole și tot așa mai departe. Cu excepția celui de la metale. Nu am reușit, 5 secunde, singurul monopol care nu am reușit să licităm a fost cel legat de metal feroz. De ce? Pentru că era instituit în baza legii. Fracțiunea liberal-democrată a inițiat 3 inițiative legislative pentru scoaterea acestui monopol. Iar la vot au votat doar liberal-democrații, nici chiar eroii. Să lăsăm și pe domnul Sturza să spună la ce s-a referit. El a spus deja ce a avut de spus. Eu atâta doar am vrut ca replică, cu toate că nu sunt eu practician de a da replic. Eu îi doresc dumnealui sănătate, drumeții cât mai reușite și știți cum, să mai uite în oglindă din când în când, pentru că o să vadă acolo și alte adevăruri decât cele care le spune la televizor. O seară cât mai plăcută. Da, o seară bună și mulțumesc. Da, domnul Filat spune că nu are nicio legătură cu monopolul pe piața. Da, el nu are nicio legătură nici cu privatizarea la Banca de Economii, nici cu vânzarea către șor a aeroportului. Da, mă rog, domnul Filat e istorie, îi doresc și eu sănătate, are de recuperat multe lucruri, chiar că a suferit, cel puțin în dosarele lui a fost suferit pe nedrept, dar asta e prețul care îl plătești când ești politic. Și eu acum plătesc un preț că sunt în fața dumneavoastră și are posibilitatea să vină să mă treagă de... Vreau să vă spun că domnul Filat a fost unicul politic și unicul om din Republica Moldova care m-a înjurat de mamă și de tată. Când s-a întâmplat asta? A întâmplat când eu l-am criticat odată, știi? Acum el s-a reținut, bravo. Mulțumesc, Vlad, că ai fost decent. A fost unicul. Domnul Sturza, totuși, de dragul precizărilor, într-adevăr, schema a fost introdusă în 2005. Cred că vă referiți la ce s-a întâmplat în 2009, când a preluat AIE guvernarea, pentru că, într-adevăr... Ei s-au repartizat toate zonele, inclusiv monopolurile.
Și au repartizat. Tu Vlad asta, eu Vlad asta. Și după aceea un Vlad a zis, bă, dar de ce să mai dau și ție? Ia să eu tot. Și asta s-a întâmplat atunci. Și, bine, haideți să nu pierdem timpul cu replicile la replici. Mai avem un singur minut, îmi spun colegii, pentru o concluzie acest minut și încheiem. Vă rog. Bun, eu am spus-o ultima dată într-o luare de atitudine publică că trăim niște vremuri foarte tulburi. Și ele, în mare măsură, sunt dictate de situația de securitate din regiuni. Noi nu avem alte alternative decât să fim aproape de lumea civilizată, să fim aproape de România, să fim aproape de Uniunea Europeană și să fim solidari. Altfel, nu avem nicio șansă să supraviețuim în această luptă globală a elefanților. Da, să fim solidari pe această notă, încheiem emisiunea din această seară. Eu vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența, că am stat, iată, aproape 2 ore în fața telespectatorilor. Le mulțumesc și telespectatorilor că au stat și în această seară alături de noi. Noi ne vedem mâine și poimâine după știri cu Postscriptum, iar până săptămâna viitoare, același mesaj, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi și vaccinați-vă. O seară frumoasă! Dacă ai ratat o ediție de Secretele Puterii, să știi că o poți găsi pe canalul de YouTube Jurnal TV. Aici o poți urmări oricând. Distribuie, să afli și alții adevărul.